Modificarea modalității de finanțare a unităților de învățământ a creat probleme încă de la începutul anului și la Buzău au existat situații în care multe școli au primit fonduri redirecționate de la alte unități pentru a acoperi fondul de salarii. Anul școlar 2018-2019 începe cu aceleași probleme. Bugetul nu este suficient pentru următoarele luni. Nu numai că nu vom avea creșteri salariale, îngrijorător este că la momentul la care vorbim, aproape jumătate din unitățile buzoiene nu au bani pentru salarii. În ultimile luni, toate școlile vor avea această problemă, cu mici excepții, toate școlile vor avea această problemă. Noi sperăm într-o rectificare bugetară care să acopere cheltuielile. Am avut o discuție acum în cadrul conducerii federației și ne propunem sau o să propunem guvernanților schimbarea acestei maniere de a calcula salariile, respectiv costul pe elev, întrucât situația demografică este așa cum este. Școli depopulate, elevi puțini, nu ai cum să-i transporți. Prin urmare, nu poți să-i lași fără educație, de aceea s-a dovedit că acest sistem este nerealist. Pe de altă parte, federațiile din educație așteaptă o decizie din partea Ministerului cu privire la alocarea integrală a dobânzilor restante de ani buni, aferente drepturilor salariale câștigate în instanță, dar neachitate la timp. Sigur că noi suntem nemulțumiți, avem discuții la acest moment, liderii federațiilor poartă aceste discuții cu guvernanții. Nu putem accepta această eșalonare pe încă 5 ani în condițiile în care procesele s-au judecat acum vreo 5 ani, 4-5 ani. Este nedrept și mai ales că o mare parte din colegii noștri și-au primit aceste drepturi. Chiar am fost contactat zilele astea, o unitate școlară care a plătit până în momentul de față 65%, deci am putea spune că a plătit eșalonat chiar înainte de eșalonare, anul ăsta având dreptul la ultima tranșă, respectiv 35%. Ordinul spune foarte clar că trebuie să dea 5% din suma rămasă. Ori din 35% să dai 5%, numai munca pe care o face contabilitatea, secretariatul, este una destul de dificilă, iar suma este derizorie, adică e o ușoară bătaie de joc, sau nu ușoară, e o bătaie de joc în sensul ăsta. Vedem, avem speranțe că vom reuși să plătim integral acești bani anul acesta. Luni 10 septembrie, peste 4.000 de cadre didactice așteaptă 10.000 de elevi buzoieni în prima zi de școală.